Site-ul Ministerului Educației a fost spart. Acum este în remediere. E poza asta cred că de jumătate de oră că e 55% reparat. Nu știu cum au calculat ei procentajul ăsta, dar caide, puteți să căutați pe orice articol de presă, orice site de știri, scrieți direct pe Google cel mai bine și o să vă apară chestia asta. O poză făcută, o captură de ecran făcută de cineva care a apucat să facă. This website has been hacked. Acest site a fost spart. Deci aici se vede, uitați. edu.ro și iau spart hackerii. Operațiune România. Sistemul de învățământ în românesc este unul foarte prost care nu te învață absolut nimic util, ci doar te indoctrinează cu informații inutile. Pe cine putem da vina? Pe profesori? Nici vorbă. Ei sunt mai proști decât elevii. Faptul că acceptă să lucreze pentru un salariu de căcat într-un mediu și mai de căcat arată nivelul lor de inteligență, care nu este foarte ridicat. Dragi elevi, nu vă mai bateți capul cu școala. E o pierdere de timp. Ce te învață școala în 10 ani poți învăța gratis pe YouTube în 10 luni. Guvernul v-a făcut să credeți că dacă nu aveți studii superioare, sunteți proști și veți avea salarii mici. Dar sunteți și mai proști dacă îi credeți și îi ascultați. Bă, adevărul e că cu sau fără facultate, tot în, dacă tot în România rămâi, n-ai șanse prea mari. Dacă ai pile undeva pe sus, vreo mătușă, unghi, ceva în politică, te-ai scos. Când mai auzim știri legate faptul că sunt consilieri de județ care până la 40 de ani au fost ospătari și dintr-o dată au făcut facultatea în două luni. Pe care, în mod normal, o faci în 6 ani. Ca aia cu te oră, patru ore. Am făcut un troll lună trei ani de karate. ah, și văd că e unul care se joacă CSGO. Și avea și utorrentu pornit. Omul meu are ce descărca cu utorrentu. În fie, nu contează. Deci da, site-ul Ministerului Educației a fost spart. Și tot 55% reparat este. Ce să zic, cam are dreptate. Excepție faptul cu, salari cu salariul de căcat. Iohannis și-a luat nu știu câte case din meditații, așa că dacă sunteți profesori, fiți ca Iohannis dacă vreți să vă luați șapte case sau câte are. Bine, gata cu bășcălia, într-adevăr, este varză sistemul nostru, de asta suntem cu toții conștienți. Și faptul că un site al guvernului a putut fi spart de un hacker român, ca să înțelegeți, Fix site-ul Ministerului Educației, Edu a fost spart. Ce educație au avut ăia care au făcut site-ul astfel încât să poată fi spart? Chiar sunt curios cum l-au spart. A avut ăsta pile pe acolo, i-a băgat viermele, kilogărul cuiva. Aș vrea să văd noutăți, cum ne-a putut fi spart acest site al Ministerului Educației. Dacă mai trebuiau să apară și... Subiectele de capacitate și de bac și rezervele panul ăsta, și a era, se ducea dracu tot. Deci da, dacă în halul ăsta a ajuns, Educația România și mai ales site-ul lor să fie spart și să fie luați la mișto în ultimul hal. E clar, avem cea mai cea educație. România e educată, mulțumim domnul președinte! Uh, vă aștept pe canal de YouTube pentru cei care mă vedeți pe TikTok. Aveți linkul în bio, dați un subscribe și acolo. Live-uri zilnice. Ceau les tuturor!